Bună ziua, dragi prieteni! Vă spun de această dată tocmai din Iași. Pentru că aici, în Iași, trebuie să surprindem o doamnă deosebită și să îi dăruim și câteva atenții. Se spune că ziua de naștere este ziua cea mai frumoasă și importantă din viața unui om. Este ziua în care prietenii îți fac urări, îți dăruiesc cadouri și gânduri frumoase. Astăzi este ziua doamnei Medeleanu Iulia. Am ajuns în Iași pentru că prieteni dragi sufletului ei nu pot să-i fie aproape și au apelat la surprize muzicale. Surprizele care de fiecare dată aduc o mare bucurie și emoție în sufletul oamenilor. Astăzi sunt sigură că o voi emoționa pe doamna Medeleanu Iulia. Și pentru că de ziua fiecăruia trebuie să dăruim un tort și o sticlă de șampanie, iată cofetăria Scala din Suceava, cea mai bună cofetărie, vă recomand cu toată încrederea, mi-au pregătit un tort frumos. De asemenea, o sticlă de șampanie îi voi dărui eu cu tot dragul și mai am și un buchet de trandafiri pentru o doamnă deosebită. Și pentru că prietenii nu pot să-i fie aproape în această zi deosebită pentru sărbătorita noastră, Nicoleta Cojocaru îi oferă o surpriză de neuitat, sunt eu sigură. Am aflat că doamna locuiește aici. A fost un pic greu până am găsit-o, însă am reușit până la urmă. Bună ziua! Bună ziua! Ne primiți la dumneavoastră? Cu dragul și cu toată inima! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Și cine să trăiască, cine să trăiască la mulți ani? Doamna Medeleanu Iulia să trăiască! Mama mea, mulțumesc din suflet! Mulți ani! Mulțumesc pentru surpriză, pentru tot! Dumneavoastră sunteți doamna Iulia? Eu sunt. Dumneavoastră și dumneavoastră mama e. Mama mea. O mamă tânără și frumoasă. Absolut. Doamnă dragă, eu am auzit că astăzi este ziua dumneavoastră, așa din surse sigure. Și nu puteam să nu punctăm această zi de sărbătoare importantă pentru dumneavoastră. Să vă îndulcim un pic, să vă bucurăm, dar să vă și emoționăm. Veți vedea dumneavoastră din partea cui. Vreau să vă dăruiesc acest tort deocamdată. Mulțumesc din inimă. Închideți dumneavoastră ușa, vă rog frumos, ca să nu fie frigus mulțumesc aici. Mulțumesc din inimă, din toată inima. De asemenea, am și un buchet de flori. Mulțumesc tare. Trandafiri roșii, care simbolizează dragostea. Da. Vino mai în față puțin, te rog. Așa. Și trandafiri albi, sinceritatea. Și puritatea. Oamenilor. Da, da. Mai da. Sunt și oameni sinceri. Și vă dăruiesc și o sticlă de șampanie. Mulțumesc tare mult! Să o serviți dumneavoastră cu cei dragi, pentru că eu sunt sigură că până mai spre seară se umple casa. Da, absolut. Aici, tot timpul e casa plină la mine. Da. Nicoleta Cojocaru mă numesc. Vă știu. Și vin tocmai din Bucovina, din acel colțișor de rai. Și vă știu că eu sunt o iubitoare de țară. Și colind țara asta și mă duc și îmi caut valorile. Și îmi iubesc românii mai mult ca orice. Este bine, măcar dragoste să mai împărtășim, da. Dacă altceva e tot ce avem nevoie. Nu reușim, dar dacă avem sănătate, se spune că așa e. Încet, încet le facem pe toate, atât dacă se poate, că nu putem să fim toți oamenii egali, nu? Da, dumneavoastră știți foarte bine. Astăzi, la zi de sărbătoare, câteva persoane, dragi dumneavoastră, prieteni de familie, și-au dorit foarte mult să fie aici, alături de dumneavoastră. Însă, nu de fiecare dată reușim să și realizăm ceea ce ne propunem sau ceea ce ne dorim. Însă, surprizele muzicale vin în locul lor, aici, în casa dumneavoastră. Unii oameni cred că prietenia este cealaltă formă de dragoste. În plus, se consideră chiar că acest tip de relație, prietenie, este chiar mai pură, deoarece nu este vorba despre pasiune,
ci despre înțelegere, ajutor, respect reciproc și sprijin. Draga noastră prietenă Iulia Medeleanu, din tot sufletul te felicităm cu ocazia zilei de naștere. Tu ești mereu plină de energie, de optimism, ești încurajată de oameni minunați și înconjurată de aceștia, cărora le dai o parte din tine. Și ești lăsată de Dumnezeu pe acest pământ pentru a face dreptate și pentru a ajuta oamenii. Datorită bunătății tale, ne-am legat sufletește de omul care ești tu. Bun, de ajutor, de încredere, vesel, optimist și respectuos. Ne bucurăm tare mult de prietenia ce ne leagă. Astăzi, când împlinești o frumoasă vârstă, stimată și dragă prietenă, îți urăm și îți dorim multă sănătate, realizări pe toate planurile și să fii mereu fericită și cu zâmbetul pe buze. Ne pare nespus de rău că nu putem fi astăzi alături de tine, dar cu sufletul suntem aproape. Și totodată, cu drag, îți urăm un sincer și călduros la mulți ani, frumoși, cu sănătate și bucurii și din partea noastră, prietenii tăi, Lupuleac Cezar din Irlanda, Lupuleac Petru Traian și Maruseac Violeta, tot binele din lume și așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim și să petrecem cu toții împreună. Cu tot dragul, oameni deosebiți pe care i-am cunoscut pur și simplu din toată lumea, oameni de la care am avut ce să învăț. În primul rând am învățat spiritul de familie, spiritul de ajutor, bunătatea, frumusețea și șansa la a doua iubire. Pentru că doamna din Spania este la a doua iubire și dacă noi mai credem că nu există decât una singură, a doua s-ar putea să vină și să fie mai bună, să fie mai bună și să răsplătească tot ceea ce am pătimit cu minți la prima. Mulțumesc din inimă. Mulțumesc cu toată, nu am cuvinte. Îi aștept aici la Iași pentru că ei au să fie, să meargă într-o căsătorie, să fie cununați, noi mergem mai departe și mai departe. Cu toată inima mulțumesc pentru toți românii mei, pentru care eu într-adevăr îi simt acolo și pentru care fac și duc și lupta aceasta un pic mai grea, dar cu ei împreună, pentru că îi simt mereu, le simt speranța, le simt dorința de a trece România în altă parte, ca ei să se poată întoarce acasă. Ei muncesc acolo, dar ei casa și-o fac aici. Și pentru mine asta înseamnă așa este dragoste. Și familia, de multe ori trebuie să facem sacrificii. Vedeți dumneavoastră că așa s-a întors roata asta într-un fel anume, dar neplăcut pentru foarte mulți, da. Fie copii, fie soți, surorile, soții, surori, Irlanda. Părinții. Deci plecăm în străinătate pentru a oferi un trai mai bun copiilor. Se vor întoarce. Acuș sună Dumnezeu clopotul, eu cred. Adică să vă audă Dumnezeu. Nația asta este binecuvântată. De acolo, din Bucovina, mai ales de unde veniți, de acolo vine multă putere. Nu există să nu trec la Ștefan măcar de 3 ori pe an și mă duc în sentiment sacru și tot m-am rugat cel mai mult în vara asta. Ștefan, sună clopotul acela și cheamă-i pe toți și fă Moldova și fă România asta așa cum era odată. Eu sunt sigură că așa va fi. Mulțumesc din toată inima mea. Toată dragostea mea și toată bucuria mea să o împărtășească toată lumea astăzi. Și dacă tot ați vorbit atât de frumos de românii departe, plecați în străinătate, îmi permite să vă cânt și un cântec în dar așa pentru dumneavoastră și pentru surorile dumneavoastră, pentru toți cei care sunt departe de țară. Toți cei plecați sunt frații și surorile mele. Eu niciodată nu le-am simțit altfel și nu-i simt. Ai noștri, și ai le doresc tuturor întoarcere în bucurie și în sănătate acasă. Pentru că acasă este sursa de putere. Să ne ajute Dumnezeu să scoatem țara asta la lumină, peste toată greutatea asta. E binecuvântarea divină, n-am nicio îndoială. Nu pierd niciodată credința asta. Ce frumos, da? Vorbiți! Și un cântec îndar pentru dumneavoastră și pentru toți românii de acolo, de departe, care cu siguranță, cu sufletul, sunt acasă. La toți românii din lume le-o cântat cu cupinumii pe-o crenguță de brăduț, măi, că de acasă mulți-s duși, măi,
duși în lumii să munșească, departe de țara noastră, duși prin tătă lumea, măi, că în țară n-au și lucra, măi. Oare și ninastă lumii nu vrea să trăiască bine, să stei în căsuța lui, măi, să munșească în țara lui, măi. Mărg în lumii să munșească, vin de sărbători acasă, la de Crăciun și de Paști, măi, vin lângă lor cu ochelași, măi. Și când îs de însurat, vin să facă nuntă-n sat, când cu ochii Domnului-o dat, măi, îi botează tot în sat, măi. Că românul știe bine, nu se face de rușine, când îi de munșit munșește, dar știe și a petreși. Poate roata s-a-nvârti, măi, și acasă îți vine, măi, la părinți și copchilași, măi. Și la tăți și aveți, dragi măi, așa ca în țara ta nu este altundeva, așa cum e acasă la tine, nu-i niciun din lume. La tăți românii din lume le-o cântat cu cupii numii pe-o crenguță de brăduț, măi, că de acasă mulți se duși, măi, cântă cu cipii numii la tăți românii din lume și cântă să li placă și-n țară să se întoarcă. Iată un cântec care spune multe prin aceste versuri frumoase. Adevărat, la toți românii mei încă o dată, Dumnezeu să vă ajute și să înălțăm cu toții de aici, din țară și cu toți cei plecați, rugăciunea aceea curată din suflet către Dumnezeu, către mare mila Lui, pentru că întotdeauna când a părut că românul s-a plecat cel mai tare, a venit mâna aceea și l-a sătat. Le doresc întoarcere acasă tuturor, așa cum doresc surorilor mele. Pentru că acasă este inima românului. Acasă este dorul lui, acasă este cântecul lui, valoarea lui, viața lui. Viața între străini, într-adevăr, este grea. Dar românul și acolo a arătat disciplină, muncă, exact. Spirit tare și atât de mult ajutor dați celorlalți. Oameni cu minți, oameni împrăștiați în toată lumea. Oameni care s-au dus spre un trai mai bun și care au cinstit, inclusiv numele de român. Să nu uităm cât de mulți oameni au fost ajutați de badantele noastre cu mânuțele aspre de muncă de spălat. Și Dumnezeu vede asta. Asta este și va răsplăti întoarcerea lor acasă. Pentru că, așa, va suna ceasul. Eu zic că nu mai sunt 7-8 luni și vor veni masiv, din ce în ce, valuri, valuri. Cred că voi privi cu toată bucuria, în toată slava celui de sus, pentru că nu se poate altfel. Îmi doresc asta. Doamna Iulia, într-adevăr, prin felul cum vorbiți, așa se simte bunătatea sufletului dumneavoastră și ajutorul pe care doriți să-l dați oamenilor. Eu vă urez și din partea mea un sincer și călduros la mulți ani. Dumnezeu să vă aibă în grijă, să fiți sănătoasă, bucuroasă sufletește și să vă realizați dorințele pe care le aveți undeva în sufletul dumneavoastră. Sănătate, sănătoși să fim și să ne dea Dumnezeu inspirație și dragoste creștină, să ne întoarcem român cu român în iubire, în înțelegere, în bună pace și în bună lucrare ale Dumnezeu. Să uităm ce ne-au învățat occidentalii. Ura, individualismul, românul va veni în altă condiție. Și o să-i vedeți că eu știu asta, simt asta, pentru asta lupt. Se vor învăța iarăși unii cu alții, așa cum era odată leagănul pe care eu îl admir și la care mă întorc cu tot dragul când mi-e greu, satul românesc, vatra românească. Este iubirea mea, am avut bunici țărani, slavă Domnului, în sângele meu curge
a lor sânge de țărani. De la țară vin și domni, este și, o vorbă. Așa este. Și atunci mă bucur pentru că aceasta m-a învățat mereu să-mi țin fruntea în cer, dar picioarele pe pământ. Pentru că ei, în cumințenia lor, ne-au învățat lucrurile simple, dar lucrurile adevărate. Vă iubesc, românii mei, peste tot pe unde sunteți. Vă așteptăm acasă. Dragii mei, iată că și de această dată am reușit să surprind într-un mod, zic eu, plăcut, foarte plăcut, o altă sărbătorită. Dacă doriți să faceți o surpriză dragă celor dragi, dumneavoastră, Nicoleta Cojocaru, vă răspunde cu mare drag. Numai bine și multă sănătate!